Hai să-ți arăt cum să faci cel mai simplu sos pentru nachos la tine acasă, fără să-l mai cumperi din comerț. Avem nevoie de spanac pentru că este primăvară și îl găsim oriunde în toate piețele și va fi un sos pe bază de brânză. Mozzarella, parmezan, cremă de brânză, facem ușor picant, punem niște ardei iute și ne apucăm de treabă. Puteți să-l mâncați cu nachos, puteți să-l mâncați cu chipsuri, puteți să-l mâncați cu pâine prăjită, puteți să-l mâncați cu ce vreți voi. Nu o prăjim mult, doar puțin până devine transparentă și acum începe joaca. Turnăm smântână lichidă, niște mozzarella. Puteți să folosiți ce brânză vreți voi, puteți să folosiți și cheddar. O să mărunțim și spanacul puțin. Este o rețetă pe care chiar puteți să o faceți când vin musafirii și se face super rapid, spanacul găsiți oricum tot anul. Luați o pungă de nachos, se moaie și se mănâncă. Sosul fierbe, adăugăm spanacul. O să pun doar un pic de piper acum, nu pun sare pentru că vreau să gust după ce pun brânza. Începem cu crema de brânză, mozzarella, parmezan. Am aici o coajă. Nici coaja asta nu arunci. Ce faci cu ea? Faci o supă cremă de roșii sau de legume. O tai așa, o bagi acolo în supă, se topește. Îl mai las să se reducă puțin pentru că este momentan foarte lichid. Ar mai fi o variantă la el să-l punem într-un vas termorezistent, îl băgăm la cuptor, radem niște mozzarella și lăsăm să se gratineze. Dar eu nu vreau neapărat chestia asta pentru că oricum are destulă brânză. Pun și niște praf de usturoi. Coriandru, puteți să puneți iarăși, să tocați și să puneți coriandru. Mie personal nu-mi place coriandru, mi se pare că are gust de săpun. Nu ți se pare? Punem sare. L-am oprit. Sare dus. A rămas cremos. O să tai niște ardei de ăsta iute pentru oamenii curajoși. Face sosul ăsta acasă, este extraordinar de bun și extraordinar de ușor de făcut și de rapid.